Și a fost și jucător cu personalitate. Și acum e președinte cu personalitate, unul dintre cei mai în vogă președinți din fotbalul românesc. Dani. A, uite, vezi, mă? Dani Coman, păi, pe cuvântul meu, dacă am zis... Din prima a zis Florin. Dacă am zis ceva, dacă l-am, te-am nimerit cu o mânilă. Nu știa. Un băiat care știe să aprecieze. Vă salut cu drag. Și noi te salutăm, Dani. Ne-ai prins în toi unei discuții ce facem cu mai mulți jucători de aceeași cultură fotbalistică, să spunem. Dacă ajung într-un loc, de cine depinde să-i strunească și să te asiguri că nu vor forma o bisericuță. Pornisem discuția de la dialogul cu Șumudică, Marius Șumudică, mai devreme și am ajuns așa. Aici eram, în punctul ăsta eram. Bineînțeles că nu de asta te-am sunat, te-am sunat să vedem ce mai faci, să-ți urăm sărbători fericite și ne-a inspirat așa. Dacă am vorbit cu Marius Șumudică, automat a venit firesc cumva să vorbim și cu Dani Coman. Mulțumesc frumos! Ce faci, cum ești? Sărbători liniștite? Acasă? Da, sunt bine, mă pregătesc pentru Revelion. S-a ținută ceva? Niște zile bine meritate. Aveam nevoie, la fel ca și jucătorii, de câteva zile libere. Dar suntem tot cu gândul la fotbal. Mm-hmm. La fotbal 2024 îl găsește pe Dani Coman tot la Sibiu, că s-a vorbit foarte, foarte mult de pe tema faptului că ai putea să te muți mai aproape de casa, acum că e casa la Pitești sau că e la București, depinde de tine, că tu ai case peste tot. Deocamdată sunt la Sibiu, mă simt bine la Sibiu, mai avem multe lucruri de realizat la Hermannstadt, dar sunt convins ce vrei să mă întreb, probabil vrei să mă întreb de pe ce argeți sau... Ce argești rapid, echipele pe la care ai mai trecut. Despre ce argești pot spune doar că sunt atent la rezultatele pe care le au. E echipa la care m-am format atât ca om cât și ca fotbalist. Știu tot ceea ce se întâmplă acolo, mă interesează, îmi doresc foarte mult să-și rezolve problemele pe care le au și să-i revedem în primul eșalon. Cu sau fără Dani Coman implicat? Cum sau fără Dani implicat? Adică îți dorești, chiar dacă te implici tu la echipă, chiar dacă nu, echipa să promoveze, asta spunem. Continuăm ideea ta. Eu îmi doresc să promoveze. Din informațiile pe care le am, știu că au stabilitate din punct de vedere financiar. Au un om, pe domnul Tudose, acolo, care este aproape de echipă, îl cunosc foarte bine, știu că ceea ce face la PCA și o face din pasiune, o face că ține la această echipă. Nu știu, cred că printre puținii oameni din fotbal care sponsorizează echipele, nu le creditează. În același timp au pe domnul primar Gentea, care îl știm cu toții și știm că iubește FC Argeșul, iubește sportul piteștean. E foarte important că e alături de sportul piteștean și implicit de fotbal. Au un antrenor bun pe Eugen Peneagoie. Eu le doresc mult succes, iar dacă va fi vreodată ocazia să revin la FC Argeș și o voi face cu tot dragul. Am înțeles, e suficient de clar mesajul tău. Te-aș întreba despre un transfer care e pe cale să se întâmple în fotbalul românesc, unul destul de spectaculos și nu știu dacă ai lucrat, nu mi-amintesc, nu cred că ai lucrat cu Damian Djokovic, dar ai lucrat la Rapid. În ce măsură crezi că s-ar potrivi Rapidului Djokovic? Djokovic este un jucător bun, un jucător cu experiență, un jucător care a demonstrat la echipele la care a jucat că e un fotbalist bun. Mai departe nu știu dacă va face Rapidul transferul ăsta, nu cunosc detalii și nici nu îmi doresc să vorbesc despre Rapid. Bine, las că eu te mai întreb dacă nu-ți dorești tu. Te-aș întreba de Horațiu Moldovan.
Hai să, na, nu neapărat pentru că este la Rapid, dar e un portar în vogă, un portar cu o clauză foarte în vogă, clar. Chiar e portarul echipei naționale, un portar cu o clauză relativ mică, nu duce lipsă de rezerve, de oferte, pardon. În ce măsură... Și nici de rezerve nu duce lipsă, l-are Pândrăghie acolo. Da, corect și asta. Un rapidist adevărat, un băiat care și-a acceptat rolul în echipă. Iar eu sunt convins că l-a ajutat foarte mult pe Moldovan. Da, mai e și lobby în staff. În ce măsură l-ai sfătuit, sunt curios, pe Horaciu să facă pasul acum în iarnă sau în perspectiva campionatului european să aștepte? Tu ai povestea ta cu campionatul european, din păcate rămâne așa în carieră, un ghinion. Te-ai accidentat fix înaintea turneului final din 2008. Și ești în măsură să-i dai sfaturi lui Horaciu. Moldovan chiar e un portar bun și dacă vă amintiți declarațiile mele pe care le-am avut acum vreo 2 ani, uh-huh. Când începuse el să apere, am zis că deocamdată nu a arătat nimic din ceea ce poate și are marge mare de progres. Mi-amintesc, chiar și noi am vorbit pe această temă. Exact așa s-a și întâmplat. În continuare... El a demonstrat la Rapid cât și la echipa națională că e un portar valoros, că e un portar echilibrat. Dacă ar fi să-i dau un sfat, mi-aș pune multă lume în cap. Uh-huh. Dar, la cum îl cunosc eu, am și vorbit de câteva ori, mie mi s-a părut un băiat inteligent, un băiat care știe să ia decizii foarte bune pentru el. Dar o gândești și tu în situația asta, mă refer la el, o gândește și în perspectiva turneului final, adică le pui pe toate în balanță, nu te gândești, ok, prind acum un contract sau las și îl prind la vară după turneul final. E clar că odată ajuns acolo, vrei să ajungi la un turneu final, vrei să apere acolo la turneul la final. Și de ce nu se poate gândi că pleacă la o altă echipă și apără titular? În viață da. Trebuie să mai și riști, iar oportunități în fotbal nu se întâmplă la tot pasul. Într-o jumătate de an se pot întâmpla multe. Corect. Se pot întâmpla accidentări. Poate nu va mai avea aceeași formă ca și acum. Sunt și alți portari tineri români care pot apăra poarta echipei naționale. Sunt oportunități în fotbal de care trebuie să profiți. Am înțeles. Indirect ai dat și răspunsul. Bogdan Adone este iarăși un nume care lucra și în actualitate, revine în fotbal, revine în Superliga, revine în fotbalul românesc, va prelua conducerea celor de la Botoșani. Mie îmi place Bogdan, e un antrenor tânăr, un antrenor bun de viitor. Important este să aibă și șansă. Dar și ca jucător și ca antrenor e important să ai și noroc în carieră. El deocamdată nu a avut norocul pe care și-l merita, cunoscându-l foarte bine. E un antrenor pasionat, e un antrenor care se documentează foarte mult și în care eu cred și sunt convins că la un moment dat va fi unul din antrenorii buni ai României. Acum, apropo de previziune și anticipările acestea legate de Horaciu Moldovan care s-au adoverit, uite, discutam acum la final de 2023, Baba Al-Hasan a jucat ultimul meci pentru Hermannstadt, se mută la FCSB. Cum îl vom găsi oare pe Baba Al-Hasan peste 6 luni? Se va impune, crezi, la FCSB, știute fiind condițiile speciale? Pe malul Cibinului. Poftim? Pe malul Cibinului. Pe malul Cibinului ce? Păi mai întreba cum îl vom găsi peste 6 luni. A, se va întoarce la Sibiu? În vizită sau? Nu știu, eu sper să fie unul din jucătorii importanți. Îl cunosc foarte bine, are nevoie de oameni care să-i ofere încrederea, are nevoie de o conjunctură favorabilă, iar dacă va avea aceste lucruri, sunt convins că va avea și rezultate bune și progres. Dacă nu, e posibil... ca la vară să fie acolo unde v-am spus. Să se întoarcă la Sibiu, nu? Daniel Paraschiv, vreo ofertă există pentru el? Anul trecut pe vremea aceasta nu erau mai multe. Nu există în momentul de față nicio ofertă concretă pentru Paraschiv. Într-adevăr sunt discuții și au fost tot timpul despre Paran. Dar în momentul de față nu avem nicio ofertă concretă.
Am înțeles. Tânărul Iancu, cum e? Dragoș, cum? Că să nu uităm de el totuși. Dragoș a început antrenamentele separat deocamdată de echipă, va merge în cantonament cu echipa. El se pregătește și se recuperează foarte bine și în momentul de față suntem exact cum ne-a prescris domnul doctor atunci când l-a operat și profesorul de recuperare cu care faci. Multă sănătate să-i dorim, să nu uităm că a fost un an greu pentru el profesional, dar să fie mai puternic în 2024. Asta ne dorim pentru... O să fie. E un băiat mult prea bun, mult prea profesionist. Să nu-i ajute Dumnezeu să-și revin. Dani, mulțumim mult de tot pentru această intervenție și toate bune. Să ne auzim cu bine. Doamne ajută. Emisiune plăcută. Toate bune. Da. Dani Coman. Hai mă, nu pot să iau iar publicitate.